Mai bine acum? Da, da. Hai să ne trezim un pic. Hai să vedem câți dintre noi au dezvoltat landing page până acum. Ok? Toți dintre noi dezvoltă campanii de promovare, except în campanii SEO. Ok? Și câți sunt în agenții? Bun. Avem aici un rezumat făcut pe copyblogger.com care nu se spune pe scurt ce este un landing page și este un exemplu foarte sugestiv. Gândiți-vă că sunteți la o partidă de golf și aveți un obiectiv foarte clar. Da? Știți unde trebuie să ajungă vila. Un obiectiv similar se poate atribui oricărui website. Cred că este vorba de un website a unei companii sau unei ONG sau unui fel de publishing. Pe scurt, acel obiectiv, dacă este îndeplinit, poate genera bani. Și o poate face pe termen scurt sau pe termen lung. Adică la efectiv la îndeplinirea obiectivului sau după aceea. Zice să renunțăm la microfon, că instalația are niște probleme. Ok. Toate de noi încearcă să iasă și găsesc tot felul de căi și până la unii mai fi scapă. Hai să zicem să într-o manieră mai laborată decât ea. Cam așa arăta o pâlnie de conversie în cazul unui magazin online. Website-ul practic începe să desfășoare de aici, în jos. Iar sigur, este parcurs în o manieră firească, adică te ajunge într-o pagină de produs, partea din ei fac bounce și ies deja numai puțin, care continuă drumul, checkout, shipping, carte de credit, și mai departe, la final facem niște bani, pentru că ajunge să-și confirme comanda. Pentru acest sistem, e important să avem în vedere și traficul pe care noi îl aducem pe site, pentru că fără trafic n-ar putea avea conversii. Trafic care poate fi de foarte multe tipuri, trafic de motoare de căutare, pe aici vorbim despre Search Engine Optimization, despre AdWords, trafic de la alte link-uri sau trafic direct. Traficul direct poate fi asemuit de multe ori campaniile de marketing offline, pentru că pur și simplu vorbim despre oameni care știu site-ul și știu fiecare o acțiune minte de la vizita precedentă, fie că l-au aflat de pe o carte de vizită, o broșură, un catalog, TV, mediul offline pe scurt. Cum putem să măsurăm fiecare componentă din landing page? Pentru că, cum vă spuneam mai devreme, am bounce în fiecare parte. Fiecare componentă a acestei pâlnii poate reprezenta o potențială gaură de ieșire a utilizatorilor de pierderea lor. Și practic tot ecosistemul funcționează foarte bine dacă m-am grijit de două componente. Aduc suficient de mult trafic în pâlnie și relevant și m-am grijit ca aceste pâlnie să aibă o deschidere mare și să permită un flux de utilizatori. Bineînțeles, fiecare bucățică din pâlnie poate fi măsurată. Iar Google Analytics ne permite acest lucru și putem observa în ce punct pâinea se îngustează și unde ar trebui să luăm măsuri pentru a repara acea gaură. Bounce rate-ul este un indicator care trebuie avut în vedere la această etapă și pentru că cineva spune mai devreme despre landing page asemuit homepage-ului. Atenție la indicatorul bounce rate care este prezentat de majoritatea instrumentelor de măsurare pentru homepage, un dashboard și el poate avea valori de 10, 20, 30, 50%, 70%. Dacă crește peste 35-40% să vă puneți niște probleme cu privire la reprezentativitatea traficului și eficiența homepage-ului. Ok. Am pregătit un mix de caz și vreau să vorbim despre o abordare
în care acest landing page a fost construit în mod independent față de site. Când ai nevoie de un landing page dedicat? Când, la nivel principal, când îți văd o campanie și poți aduce un trafic. Un trafic targetat însemnând un trafic care caută un anumit produs, care are niște atribute demografice și care te interesează pentru a converti, pentru a cumpăra cadouri de Valentine's. Cum să aducă o audiență 18-35 pe site, care poate caută din Google sau pe rețele sociale, primește o reclamă dedicată. Sigur, un landing page poate fi folosit și la și ca instrument de marketing online pentru campaniile offline. Gândiți-vă la o campanie în care eu promovez un website de tipul www.selectumle.com/promoție Valentine's Day. Valentine's Day ar fi o pagină dedicată, efectiv, acelei perioade. Pot să promovez campania prin flyere, la TV, presă și așa mai departe. Până mergem în continuare. Și încă ceva, apropo de CMS, o întrebare cheie. Îmi permite CMS să dezvolt pagini noi? Îmi permite să dezvolt un landing page în care să controlez conținutul? Pentru că într-un landing page este bine să nu am neapărat un menu stufos și mai degrabă să-i pun o cale foarte clară utilizatorului final, să-i pun, dacă vreți, niște ochelari de cal, în care el poate să facă niște acțiuni foarte clare. Să cumpere, să devină lead, sunând sau dând un email de informare, sau să iasă. În niciun caz nu trebuie să aibă opțiuni de tipul de homepage, vreți despre noi, decât dacă, dacă sunt esențiale pentru acel landing page. Deci dacă îl pun în fața unui meniu de 10 butoane, consider să aleagă unul din ele și nu-mi doresc asta. Eu am ajuns acolo ca să-l convertez. Și fac tot posibil să se îndeplinească obiectivul ăsta. De asemenea, poți să ai în vedere un landing page dedicat dacă pur și simplu un website. Pentru că am avut clienți, companii care erau destul de ok în piață, dar care nu-și bifaseră partea de marketing online. Nu aveau nici măcar un website. Dar vreau să-și facă campanie, vreau să vândă produse. Și în acel caz am construit o resursă suficient de mică ca să o dezvoltăm repede, dar suficient de bună ca să mai atingem obiectivele, adică să promovăm acele produse. Și să vorbim despre un astfel de... Bun. Am construit un landing page care a fost complet independent de website. În primul rând am avut în vedere partea strategică cu finalitate în abordarea tactică, din care am văzut care sunt obiectivele website-ului, cui ne adresăm, ce îi spunem persoanei care ajunge în landing page, cum construim campania de marketing. Și pentru asta am parcurs mai multe etape. Design, dezvoltare, pentru că am folosit un CMS propriu, n-am folosit o implementare open source. Era o soluție și aceea, dar am preferat să mergem cu varianta proprie. Și cum am mers partea de promovare, să vă spun un pic. Discutăm despre un landing page dedicat la agenției Mojito Travel. Mojito Travel este o companie de turism relativ nouă intrată în piață, care nu poate discuta în acest moment despre o notorietate foarte mare la nivel național, dar poate că e mai bine așa, pentru că ei au o capacitate și o dorință de diferențiere foarte puternică. De asemenea, sunt foarte deschiși către online. Pentru ei am promovat câteva oferte punctuale pentru Revelion și pentru vacanțe de primăvară. Și în urma discuțiilor am stabilit să vom adresa un public între 24 și 35 de ani, pentru că acest segment de audiență este segmentul care este cel mai deschis către brand-uri noi. În segmentul ăsta sunt oamenii care e posibil să ia prima decizie de cumpărare acum cu un brand, de exemplu să pleci în Egipt la scuba diving. La 24, 25, 28 de ani e posibil să fie prima ta plecare în Egipt la scuba, atunci notorietatea brandului și experiența cu un brand practic nu mă afectează, eu fiind o agenție nouă. Sigur, UP
care se referă la, la persoane tinere, dinamice, cu un venit mediu spre mare. Sunt și cei care ne interesează pentru că acele vacanțe nu sunt tocmai vacanțele de 50, 100, 189 de euro. Sunt vacanțe ceva mai scumpe. Și iată până desfășurat aici. Hai să vedem cam ce funcționalități am avut în vedere. Am gândit că ar fi bine să avem o rezervare într-un singur pas, ca să scurtăm etapele, să nu trimitem alege de nenumere, cam cât ați vrea să plecați. Le-am comandat într-un singur formular. Îl completezi, are 5 rânduri, poate completat, e suna pentru confirmare și asta e. Apoi, ne-am gândit să... Totuși, cei care fac bounce, care ies din pagină, și pentru care am plătit bani, pentru că am adus pe un trafic de tipul AdWords, să vedem ce anume am găsit de pagină, ce nu le-a plăcut. Și am optat pentru un instrument de sondare de tipul Exit Survey, care este un pic cam intruziv, de aceea l-am limitat la 20% din oameni. Acest instrument, pur și simplu, apare ca și pop-up când vrei să închizi pagina. Dar apare și spune câteva întrebări. Dacă vrei să răspunzi, este ok. Dacă chiar ca pop-up? Pop-up, da. Mașina de-a pop-up-urilor sunt blocate. Este un pop-up JavaScript, ăsta nu e blocat. Dar este intruziv și chestia asta deranjează, dar am încercat să-l limităm. Ok. Pentru că am construit mai multe landing page-uri, și anume Egipt, Austria și Tunisia, am gândit să încercăm să facem cross-selling între ele. Dacă m-am dus pe cineva care era interesat pentru Egipt, totuși nu alege o variantă din Egipt, deși avem 4-5 hoteluri, poate ar fi interesat de Tunisia. Așa că ar fi bine să avem de celălalt landing page. Deci, practic, să avem în vedere un mic sistem de navigare. Altfel, am vrut să oferim mai multe informații despre hotelurile respective și ne-am gândit să le selectăm noi pentru ei, să le oferim un tips. Și anume, am pus niște label-uri sau tag-uri la fiecare hotel. Am spus că e un hotel bun pentru familie, e un hotel bun pentru cupluri tinere, e un hotel bun pentru aventură, că e aproape de plajă, de pârtie și mai departe. Și hotelul care era cel mai des accesat primea eticheta top seller și era pus în partea superioară ca să prinde cât mai mult trafic. Apoi, sigur, am vrut să avem în vedere și pe cei care nu sunt mulțumiți de oferta noastră de 4-5 hoteluri în Egipt. Deși acele hoteluri au fost alese căutând în câteva sute de oferte pentru Egipt, poate cineva ar dorea un pachet custom. Și pentru asta am lăsat un câmp dedicat acestor comenzi. Informațiile despre locație sunt foarte importante și să le regăsim la partea de conținut. Am gândit să punem videoclipuri de la locație, să punem fotografii, să punem în acel landing page absolut tot ce credem că are nevoie acel utilizator pentru a lua o decizie. Nu mă interesează să plece din site pentru că nu mă putea găsi înapoi foarte ușor. Nu eram vizibil în motoare de căutare, iar dacă mă găseam apoi prin Google AdWords, plăteam bani pe aici. Sigur, în brainstorming am avut și idei care n-au rezistat până la final, cum ar fi să punem un image cu prognoza vremii, cum o să fie vremea în Egipt în 20 ianuarie, cum vrei tu să pleci. Statea să-i îndepărteze. Ne-am gândit că am putea avea șansă să-i trimitem pagină și nu e ok, plus că, de punct de vedere tehnic, n-am găsit un tool de vreme, poate nu și-am căutat suficient de mult, care să dea prognoză pe termen mai mare de o lună de zile. Sigur, puteam să punem temperaturi medii, temperaturile de anul trecut, se putea aborda și alternativ. Se putea băga astrologii în perioada respectivă. Ok. Un widget care, iarăși, în a trecut, a fost cel legat de camere, pentru că sunt tot felul de camere instalate pe pârtii, ca să vezi câte zăpadă e. Când am gândit că e relevant, pentru că vreau să vindem în noiembrie și decembrie, pârtia din Bulgaria, din Austria, unde poate nu era chiar aranjată în noiembrie. Și nu arăta suficient de bine ca să te duci cu toată inima spre oferta respectivă. Așa că a picat și chestia asta.
Asta din perspectiva funcționalităților. Vedem mai departe. Partea de conținut. Aici am adresat puncte care cred eu sunt esențiale în conținutul Millennium Page. Și anume să răspund la întrebarea What's next for me? Ce avantaje am dacă aleg o ofertă prezentată acolo? Fie că e serviciu, produs, orice. De ce să vin în showroom și să testez mașina? De ce să-ți cumpăr pastilele de slăbit? De ce să merg în Egipt cu tine? Și mi-am rezumat la uite de ce îți recomandam acest pachet. Trei motive pentru care această ofertă e super, super. Am mers pe conceptul ăsta super, super. Și chiar am înregistrat un domeniu dedicat. Deci am pregătit și pregătit. Și cum am ales pachetele astea? Un interviu cu managerul. Am căutat mai multe oferte, pe ce criterii le-am ales, de ce credem că sunt bune pentru tine. Sigur, opiniile celor din agenție sunt importante, dar ca să iei o decizie, mai ales online, lumea folosește foarte multe motoare de review-uri, comparație și așa mai departe. Pentru că eram în zona de Turin și găseam și noi review-uri, ne-am gândit să integrăm așa ceva și am pus review-uri de la unul sau două site-uri dedicate, care sunt independente, care sunt terțe și practic ar trebui să aibă așa o opinie de susținere de la oameni din Anglia, din Germania, din Franța, care au fost acolo și au avut un feedback ok. Clasic testimoniale. Nu suntem de ieri în piață, totuși am lucrat cu cineva, nu o să fiți cu baii noștri. Sunt oameni care ne-au ales și care au fost mulțumiți de ce au spus despre noi. Și pentru că vreau să am primit și un conținut drept la client pe partea de hotel, dar n-am gândit până la urmă că e bine să știi unde o să stai, să vezi poze cu hotelul și camera ta. Am observat la câțiva prieteni, prietenele lor alegeau hotelul în funcție de cum arăta baia și cum era patul, dacă era matrimonial, dacă, mă rog. Și am zis, ok, să punem o astfel de poze și am construit o pagină dedicată fiecărui hotel în acele nivele, să vedeți și cum ne-am integrat. În care am pus prezentare, fotografii, alipsând și call to action în care ar trebui să genereze aceste proprieți. Compania de advertising privește numai online și probabil e ponderată către Google AdWords și în realitate de fapt, așa în ultimul an. Google AdWords, clasicul search, unde în perioada asta avem concurență destul de mare și ajungem la costuri nu foarte nici pe click. Ceea ce nu face să de costuri? Da, un cost pe click. Pentru campania asta nu pot să vă spun punctual, dar la mod generic nu poate ajunge de la 20 de cent la 1,5 euro. Ceea ce este, sincer vorbind, este rezonabil față de ce se întâmplă în alte țări. Pentru a cumpăra trafic relevant și ceva mai ieftin, ne-am gândit să avem în vedere zona de content placement în Google AdWords, să testăm două tipuri de campanii în mediul social, adică pe PC în OG și pe PC în Facebook. Cel puțin Facebook oferă niște criterii extrem de bune de filtrare. Poți să alegi audiența după criterii precum sex, vârstă, căsătorit, căsătorit, studiare, locație. Da. Să vedem dacă o să facem și anunțuri online. Am pregătit un concept de viral via social media. Am conceptul de hai să mergem în gașcă. Gașca lui Andrei pleacă la schi, ajută pe Andrei să plece gratis și Andrei să promoveze în partea socială chestia asta. Încă nu este implementată tehnic, nu vă pot arăta prin chat-uri. Vă țin sigur, ar fi fost o variantă și affiliate marketing, dar din păcate în România nu este foarte dezvoltat și probabil că nu ar permite să implementăm așa ceva, pentru că totuși sunt oferte punctuale de revedion și de revedion. Avantajul affiliate marketing în aceste campanii ar fi faptul că traficul respectiv ar fi cumpărat numai pe criteriu succes fi.
practic ai plătit pentru utilizatori doar atunci când se face o cumpărare. Este foarte clar că... Dacă se poate controla treaba asta. Există terți, ar fi numit affiliate networks, care trebuie dat să fie pentru un procent, fără small fee, fac chestia asta, iau X% sau valoare și se asigură că traficul trimis de către bloguri, de către site-ul de publishing, este corect trimis de către vânzător și viceversa, toate vânzările online, pentru că pot fi și vânzări offline, sunt înregistrate și raportate mai departe. O campanie de blog post care putea fi bună, și am considerat și o campanie pe statusurile de Yahoo. Aici sunt provider în România sau doi, costurile nu sunt mai mici, urmează să vedem în funcție de cum e folosit și campania Google Ads. Bun, ce ne-am gândit e că ar fi bine să testăm. Pentru că un landing page, oricât de bine le face în caos, oricât de creative ați brainstorming-urile de la nu știu, partea tehnică până la design și conținut, nu pot să garantez că va fi unul foarte bine primit de public. Și până la urmă public o să spună dacă este cea mai bună abordare sau nu. Și ca să ajung la răspunsul ăsta, trebuie să testez. Și n-am gândit să avem în vedere cât este imagine de header, call to action, în ce manieră este direcționat vizual utilizatorul către punctul lor de rezervare și mai multe lucruri. Hai să vedem și ce a ieșit, că am cam la teorie. Așa arată implementarea de la landing page pentru Austria. Și anume, are următoarele elemente. Call to action, numai acum, pe număr de telefon. Galerie video de la acea locație, în care se prezintă detalii, fie prea multe lucruri, care se vede. Trei motive pentru care îi recomandăm această destinație. Testimoniale. Cum am ales această locație pentru cu managerul de la Momento. Și listarea de hotel. Fiecare hotel are nume, label și numărul de stele. După ce te-ai găsit hotelul potrivit, completă acest formular, apoi și un buton și rezervat. Deci, practic, toate aceste acțiuni se putea într-o singură pagină. Mai ai senzația că testimonialele, în general, par a fi fabricate? Da. Sunt testimoniale care sunt cam... Nici le citesc și mă enervează. Da, am întâlnit și în Statele Unite chiar sunt... procese pe tema asta. Da, adică mi se pare că e deranjant. Da, și-a pierdut în valoare odată cu această proastă folosire a lor. Eu cred și sper că sunt reale, oricum nu ridică brand-ul ăsta. Sunt directe și sunt date chiar și numele persoanelor, funcția. Adică pot să ajungi până acolo să... Deci, spune și mie, chiar ai fost în Austria? Ok, cu ei. Hai să vedem o pagină. Probabil că era mai bine pusea comentarii. Adică testimonial sună... Mm-hmm. Păi gândi și la o brandă de a implementa un widget de comentarii și mesaje. Am avut păreri pro și contra. Comentarii e cumva același, numai că poate fi mai anonim. Când un testimonial are o referință, e directul de la firma cutare. Dacă e chiar așa, adresează oamenilor care deja au experimentat cu brand-ul. Comentariul sau întrebarea poate fi, îmi dați și ski pass în oferta asta? Pot să plec după 28, că văd că aveți mai după 27. Ce reduce plus dacă merg cu gașca de 10 oameni? Și mai departe, poate că e bine să lași liber la așa ceva. Adică să permiți o motivare post-publicare. Să lasă să comenteze ca să vadă că ești transparent. Dacă a folosit cuvinte nepotrivite, banii că nu e cazul să ne apucăm să ne ciondărim ăla. Asta am făcut pentru Subban Egypt. Este designul pe care l-am creat. O structură similară,
super, super oferte la Video Travel, prezentare video, de motive pentru destinația asta, hotelul la această destinație, alt interviu cu partener, cu manager partner. Ok. Să vă arăt ce se întâmplă și când dai click pe un hotel. Deschid o pagină roverle pe tipul ăsta. E o pagină la care dacă ai dat click în exterior sau pe aici de aici, s-a închis și ai rămas în landing page, deci poate nu te trimiți în altă parte. Și o pagină în care am vrut să pun totul despre locație. Am pus film, o prezentare, ce se întâmplă pentru parte de distracție, intrare gratuită, copii 5 ani, cu ce au și așa mai departe, toate detaliile specifice. Fotografii, aici am implementat la widget, ce spun oamenii pe TripAdvisor despre această locație punctual, sigur și oferta, și aici sunt prețuri. N-ar fi bine să existe pe pagina asta și formularul de contact, să poți comanda și de aici? Ne-am gândit să punem un call to action și rapid așa am implementat call to action către telefon. Sigur, se poate implementa aici formularul, să spunem că până a rămas spațiu. Cu riscul de a încărca foarte mult pagina, dar se poate pune formularul. E o chestiune de timp și de programare, nu? Cred că se poate face. Cam asta a fost cele două landing page-urile pe care le-am realizat. Mai este unul la Tăbunusea, așa și Tăbunusea. Am dezvoltat, cum spuneam, un CMS dedicat. Și după un primă pe care noi avem intern. Și acolo gestionăm fiecare hotel în parte. Puteam să adăugăm hotelul, să le scoatem, să le facem inactive. Să controlăm cu conținut de la fiecare hotel în parte. Pe lângă asta mai puteam avea activul de comenzi, task în timp real și am venit cu materialul. Ce am folosit, ce are mai special acest semestru pe care nu a rezultat în mod direct către folosire în elementul am implementat dinamic keyword insertion. Ce înseamnă asta, pe scurt, pagina în care ajunge utilizatorul poate fi alterată, poate fi modificată automat, astfel încât să rezulte căutarea lui din Google. Deci, practic, eu să mă pliez și să fiu extrem de relevant pentru anumite căutări din Google. Deci, și cum facem chestia asta? Cum facem tehnic, o să vă pot spune, nu știu ce nu știu, foarte clar ce se întâmplă în bază de date și ce mă fac. Da. Să presupunem că ai căutat vacanță la ski în Austria cu ski pass inclus. Ok. Avem keyword-uri care sunt prezente, sunt inserate în mod dinamic, cum să vorbim despre ski pass, vacanță la Austria cu ski pass inclus, în spațiile astea care le-am arătat aici, le-am marcat. Deci, practic, ajungi într-o pagină care este dedicată vacanței în Austria cu ski pass. Cum ați căutat, nu știu să vorbesc. Trebuie să fii atent aici pentru că îți pot scăpa keyword-uri care nu sunt tocmai bune pentru a fi prezentate în cadrul serviciului. Noi putem să inserăm astfel de cuvinte cheie cam în orice zonă de conținut. Putem să spun apă și un pic dacă vreau. Ia-ți vacanța cu Skipass inclus în Austria, acum. Ok. Cum spuneam, acest CMS ne permite tracking de comenzi și trafic în timp real. Putem să știm fiecare minut, dacă vrei, de unde a venit traficul, ce cuvânt ai folosit, dacă a comandat, cât timp a stat. Practic, este un analytics intern, pentru că pot fi și sisteme terțe care nu se pot spune. Și avem arhivă de comenzi primite în funcție de referral. Dacă eu am campanii Facebook, Neogen, AdWords, pot să văd care mediu mi-a generat cele mai multe comenzi. Mulțumesc!